publicitate și vedem cum arată acum viața Celiei. După mai mulți ani petrecuți în Australia, vedeta trăiește alături de familia sa în România. Celia este chiar acum în legătură directă cu noi. Celia, bun găsit! Bun găsit, dragii mei! Bine v-am regăsit! Mi-e dor să mă văd așa face to face! Noi ne bucurăm față să te vedem chiar și așa virtual, cel puțin până ne vom putea vedea față în față. Spune-mi, ce faci? Cum ești? Păi ce să fac? Îmi ocupă destul de mult școala online a fiului și cu treburile celelalte, pentru că, vedeți, din păcate, viața de artist acum e mai dificil să o ții în... sau să o ții pe profit, sau să mergi mai departe. Da, e o perioadă mai grea pentru artiști, dar mulțumesc lui Dumnezeu că reușim să avem alte lucruri care să ne menținem și în perioada asta dificilă. Mm-hmm. Dar cum a fost pentru voi toată această perioadă? Adică ați privit-o cu panică la început, apoi cu încredere? Cum a fost pentru voi? Mai să fiu sinceră, la început, da, a fost... nu știam exact despre ce este vorba. Bine, cred că nimeni nu se aștepta. Cine s-ar fi gândit vreodată că va veni o vreme în care un an de zile nu o să avem evenimente ca artiști? Cred că niciun artist dintre noi nu s-a gândit că e posibil să vină vreodată o astfel de perioadă. Dar în momentul în care ai văzut că într-adevăr nu se mai pot face evenimente, că nu mai poți presta activitatea artistică și că e destul de serioasă treaba și pe termen lung, nu te-ai panicat? Pentru că mă gândesc că asta era o sursă importantă de venit pentru tine. Da, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am pus cariera pe loc întâi, cariera muzicală pe primul loc, pe primul plan la mine mereu a fost familia și... tot ce ține de familie, mai există și alte afaceri în familie de care mă ocup alături de soțul meu. Deci, practic, aveți și alte surse de venit, da, din care să vă scoateți bănuți în această perioadă. Da, probabil că ar fi fost groaznic să fi renunțat la familie pentru carieră și să fi ajuns într-un astfel de moment în care să nu știu cum să-mi câștig banii și nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost dacă în momentele în care exista o luptă interioară în mine aș fi ales ceea ce nu știu. Clar, eu cred că pentru toată lumea ar trebui să fie acest lucru și să pună familia pe primul loc, pentru că atâta timp cât tu nu pui familia pe primul loc, nici familia nu o să te pună pe tine pe primul loc și dacă vrei cu adevărat să fii apreciat în familia ta și iubit, cred că trebuie să oferi ceea ce îți dorești să ți se ofere. Deci acum, cumva cântărind lucrurile, nu regreți absolut deloc acel du-te vino între România și Australia, pentru că știm că tu făceai naveta ca să-ți poți derula și cariera și ca să poți fi și alături de soț că... și copil. Da, exact. Și bineînțeles că s-a și simțit totuși lipsa mea și... am căchelușa, dacă o auziți, este pe undeva. Bineînțeles că n-a fost foarte, foarte sănătos pentru carieră acest du-te vino, dar mulțumesc lui Dumnezeu că fanii care mi-au fost cu adevărat fani și care au iubit muzica mea așteaptă cu nerăbdare, chiar dacă o piesă de la mine vine poate odată la 8, 9, 10 luni, dar o așteaptă cu sufletul la gură și mereu a fost alături de mine și chiar dacă au fost perioade de un an, doi, în care n-am scos nicio piesă, în momentul în care am scos o piesă pe piață, fanii mei m-au primit cu inima deschisă și am fost așa... Eu voiam să te mai întreb ceva așa de final. Știu că nu vrei să vorbim despre lucruri dureroase, dar spuneam că acum a fost o perioadă într-adevăr dificilă pentru toată lumea. Ne-am întors cumva la adevăratele valori și a contat foarte mult să avem familia aproape. Din păcate, tu nu l-ai mai avut pe tatăl tău aproape, pentru că s-a stins din viață în urmă cu aproape 10 ani. Spune-mi cumva dacă ai mai primit cumva semne de la el, dacă se compensează cumva această lipsă fizică, adică l-ai mai visat, îl simți alături de tine, îl simți aproape sufletește. Mă auziți acum, mă vedeți, da? Așa. Pentru mine, tatăl meu, să știi că într-adevăr a fost cea mai importantă persoană din viața mea. După el a venit fiul meu și soțul meu și familia mea, cum să spun, a mai umplut din golul acela, din sufletul meu și
culmea că și căsătoria și copilul au venit în luna mai, luna în care tatăl meu s-a născut, dar și luna în care a plecat la ceruri, adică cumva parcă așa sunt niște semne de undeva. Dar se întâmplă să-l mai visezi, să-ți spună ceva în vis sau să-ți transmită vreun mesaj? Să știi că de vreo 2-3 ori, în momentul în care am avut niște vise care oarecum în care îmi spuneau oarecum să pun familia pe primul loc, să știi. Adică erau luptele mele interioare și tatăl meu mă trăgea să merg către familie. Și au fost niște semne pe care le-am luat în seamă în perioada respectivă. Și nu doar acestea, sunt de multe ori, de fiecare dată când mă simt așa la răscruce de drum sau în momentul în care simt nevoia de el, îmi apare în vise, să știi, și știu că de acolo de undeva mi este alături. Chiar am făcut o piesă, o melodie, nu am mers să o înregistrez, dar este o piesă în care se vor regăsi foarte, foarte mulți dintre cei care au un dor din ăsta nestins. Abia așteptăm și noi să o ascultăm când o vei lansa. Mulțumesc tare mult, Celia, ne bucurăm că ești bine și așteptăm să ne vedem curând și față în față. Mulțumesc mult!